Următorul meu invitat îmbracă cămașă tradițională, urcă pe bicicletă și pornește în căutarea tradițiilor. A vizitat 10 de sate și a descoperit peste 60 de instrumentiști și meșteri populari care confecționează instrumente muzicale populare vechi din întreaga țară și, cel mai interesant, funcționale. Jurnalistul Gheorghe Șova din Fălești este protagonistul următoarei discuții. Omul care caută, filmează, promovează ineditul și îl distribuie pe o platformă culturală. Îi zic bun venit acasă, domnul Gheorghe. Bună ziua, bine v-am găsit. Spuneți-mi, vă rog frumos, sunteți un cercetător al culturii. De la ce a pornit această idee și cât timp deja durează această implicare? Deja al treilea an am pornit din momentul în care am urcat pe bicicletă și am traversat, am călătorit de la Fălești, Sângerei, Telenești, 125 de kilometri într-o zi, la anii mei, și la o bicicletă pe care nu știam că are 10 viteze, dar am reușit și în fiecare localitate unde ajungeam, eram transpirat, obosit, întrebam cine cântă, timp în care eu mă odihneam, el îmi cânta și eu filmam. Iată de ce s-a pornit. Peste 2 ani am vrut să mă pornesc tot cu bicicleta, de data asta vrem să caut lăutari, rapsozi, și îmi dau seama că nu voi găsi, că la moment toți sunt școliți. Dar mi-a venit ideea, dar strămoșii noștri la ce mai cântau. Și am făcut o listă de instrumente muzicale, începând cu frunza, drâmba, și am ajuns la caval, fluier, cobză și la toate instrumentele vechi. Cât de frumos! Dumneavoastră, eu aș zice că sunteți un fel de Jacques-Yves Cousteau, terestru al tradițiilor, care caută, care analizează, cercetează. Cât de mult este, vă implicați în toată această aventură? Zilnic sau vă documentați mai întâi și aveți o zi stabilită în care mergeți în zone? Din start nu era stabilit nimic, mă porneam când vroiam să merg în călătorii, dar practic îmi ocup tot timpul sau toată ziua, pentru că eu nu am un program, adică eu nu merg în căutare, lucrurile vin de la sine. Eu când am pornit proiectul, când mi-am dat seama că nu-ți găsesc muzicanți la instrumente, exact așa cum am căutat eu prima dată cu acordeonul sau să-mi cânte pur și simplu, am identificat un finanțator pe care l-am convins că, uite, în Republica Moldova de vreo 30 de ani încoace nu se mai fac expediții folclorice, nu se mai știu, mai cântă lumea, nu cântă lumea. Mai găsim în orchestre de muzică populară un naist, un fluieraș, un caval, dar nu cântă numai artiștii profesioniști. Exact. Și atunci eu am pornit din sat în sat și am convins finanțatorul, pentru că era vorba de un program al Uniunii Europene care nu avea treabă deloc cu cultura sau cu muzica, exact, sau cu tradițiile. Suna așa programul: măsurile de promovare a încrederii pe ambele maluri ale Nistrului. Așa. Deci eu am fost unicul, probabil, care am trecut dincolo de Nistru, am găsit oameni care cântă. Iată, tilinca asta mi-a fost dăruită în cadrul unei călătorii sau expediții. În stânga Nistrului, da? În Dubăsari, Iurie Britan, vă zic, un muzicant foarte, foarte bun, vă zic că la un moment dat stând de vorbe, el îmi dăruiește tilinca. Am avut bine și muzicuțe dăruite, și ocarine, și fluiere, dar asta au fost, pentru că lumea îmi spunea că mai la nord de Dubăsari nu căuta muzicanți, că acolo e alt fel de muzică, altceva. Eu nu fac cercetări, eu nu sunt muzicant, muzicolog, vă zic, eu pur și simplu descoper persoanele care cântă și care confecționează instrumentele muzicale. E treaba instituțiilor sau a specialiștilor să le facă, pentru că a spus că am descoperit 60, eu am vreo 500 în lista mea, am un întreg catalog de muzicanți din toate în toate zonele, și stânga Nistrului. Am înregistrat numai sub forma de emisiuni 60, dar așa... Dar în palmares aveți mai multe, eu aș zice că sunteți un fel de curiosul care caută, acum să fac o analogie cu un desen animat, este curiosul George, care tot caută și este interesat așa, cam și dumneavoastră sunteți. Noi chiar așa, știți, era filmul ăsta, Troița, mi se pare că, în care actorul Vitalie Rusu mergea și căuta folclor cu mandolină și când vine acasă, Margareta, ce muzică frumoasă am descoperit, Margareta, treci, mai fiecare acasă, mai fiecare gospodărie. Fiecare cu problema sa, cineva cu muzica, cineva cu gospodăria, nu? Și văd că eu aș fi în rolul lui Fimca pe care l-a jucat Vitalie Rusu, dar să vă spun, eu nu merg la oameni programat. Oamenii nici nu știu că eu merg la dânsii, pentru că eu merg și acum cu bicicleta. Ați zis mai devreme de această tilincă, da? Așa se numește acest instrument. Eu aș zice că este un fluier, dar iată că dumneavoastră, descoperind, putem să găsim și alte nume, ca ocarină, cum ați mai spus, da, niște instrumente vechi, străvechi. Întrebarea mea este, mai sunt oameni care pot să cânte la aceste instrumente? Sunt oameni, dar nu înțeleg de multe ori pe unde merg. Lumea este așa închistată, parcă le este rușine, parcă trebuie să-și ceară voie de la șefi dacă se poate să cânte sau nu. Dar eu, dacă mă duc la om acasă, n-are treabă nimeni cu talentul și cu instrumentul omului. Ceea ce am să spun pentru prima dată acum, dacă aș avea posibilitate să iau un pahar de vin, să iau un pahar de vorbă, lumea se deschide acolo. Exact. Lumea crede că eu atunci când merg la dâns, ei cred că eu fac interviu. Ca să faci un interviu trebuie să te documentezi. Eu de multe ori nici nu știu cum se numesc. Mi-a spus cineva că, uite, dumneata cânți la fluier. Mi-a spus că cineva, că dumneata cânți acolo. Haide să încercăm. Adică n-am fost refuzat de nimic în momentul în care le place la oameni. Pentru că am făcut ca un fel de revoluție sau răscoală. Lumea și așa este sumbră acasă, nimeni nu mi-a deschide poarta. Și am, de obicei, obișnuiesc să caut persoane de vârsta majoratului, dar cel mai tânăr, ca să zic așa, muzicant, are 83 de ani. Foarte interesant. Să știți că descoperiți în același timp și istorie. Și mi-ați spus mai devreme că ați fost în Dubăsari și vi s-a spus că la nord nu o să găsiți genul ăsta de muzică. Și de aici vreau să vă întreb, există zone în care este o concentrație mai mare de meșteri populari și zone în care nu se mai găsesc? Da, meșteri populari care confecționează instrumente muzicale. Exact. Sunt mai puțini, pentru că din moment că foarte, foarte bun, eu îl consider unul din cei mai buni și cel mai deschiși, Grigore Sînchetru din Trebujeni, la Orhiei Vechi. Un om minune. Sau la Mereni, Sergiu Chetrar, care are o grupă de 7 copii care cântă la ocarine în 7 diapazoane. Ce frumos! Și cântă nu ca așa, dar cântă muzică clasică la ocarine. Le demonstrează oricui că la ocarine în spate de cântat și Chopin. Frumos! Și Oginski, ca să nu intru în detalii. Și iată, ceea ce n-am reușit eu să mai găsesc cineva ca să meargă împreună cu mine, pentru că s-ar putea de făcut un studiu antropologic, sociologic, nu știu, organologic, nu știu de care, pentru că sunt în unele raioane, să zicem, nu găsești cobzari, pentru că n-au cobză. În alte raioane n-au văzut cimpoi sau n-au văzut ocarina, n-au văzut. se simte lucrul ăsta. Dar să nu uităm, scuzați-mă, că și tineri nu sunt care să fie dornici de a face, de a meșteri, sau greșesc? Greșesc, că sunt tineri care cântă. Eu azi n-am venit singur aici, da, pentru că eu am venit cu o tânără, Anastasia Vizitiu, din orașul Florești. Practic, azi o văd a doua oară. Și cum ați descoperit-o? Spuneți-ne așa o mică introducere, că după aia să o asculte și telespectatorii. Deci, în cadrul unui proiect care acum este finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, am așa activitate care se numește Caravana Muzicală, Moldova Europeană. Deci eu trebuie timp de o zi să merg din sat în sat să cântăm undeva. E exclus ca să cântăm în scenă, pentru că strămoșii noștri nu aveau scene. Cântau acolo unde îi prindea timpul. Noi am mers în caravană și am cântat în parc, în fața Consiliului Raional, în fața unei primării, în livadă, în bibliotecă, oriunde, dar nu în scenă. Și uitați-vă, am mers la Florești să văd, descoper... Adică aveam eu niște surse despre niște muzicanți, hai să ne întâlnim, să vedem pe ce traseu facem caravana. Și vine Anastasia, acum mică, timidă. Eu atunci nu am știut ce perlă sau diamant descoper, pentru că Anastasia cântă la... câteva instrumente muzicale. Eu vă propun mai întâi să o ascultăm. Ne ziceți la ce instrument o să cânte acum, după care o să și discutăm cu Anastasia. La ce instrument va cânta Anastasia? Ea va cânta la caval, așa, dar pe mine m-a frapat faptul că la vârsta ei a abordat doina și ea practic n-a făcut lecții cu nimeni la instrumentele la care cântă. Ea face la școala de muzică saxofonul, care nu are nicio treabă cu instrumentele muzicale populare vechi. Și asta m-a intrigat. Este uimitor ce ne-ați spus și dacă tot le-am trezit curiozitatea telespectatorilor, zic să o ascultăm pe Anastasia Vizitiu. pentru că am avut o audiție atât de plăcută, zic să o invităm și pe Anastasia lângă dumneavoastră să o descoasem. Bine ai venit, Anastasia! Bună ziua! Spune-mi, te rog frumos, uite, până acum am avut lauri, adevărate elogii din partea domnului Gheorghe Șova. Tu, într-adevăr, ai cântat acum la ce instrument? La caval. La caval. Și cum este această trecere de la saxofon la caval și de unde această dragoste față de instrumentele populare vechi? De caval am aflat nu de mult, un an în urmă, să spunem că am umblat eu la un taraf de copii și conducătorul mi-a propus să cânt la caval, la instrumente vechi, nu numai la caval. Și a spus că tare va fi frumos dacă vei cânta. Și eu m-am interesat și am ascultat interpreți și foarte tare mi-a plăcut. Și că acum cânt la caval. Probabil că e vorba de profesorul Andrei Ola, da? Nu, altul. Dar, oricum, un profesor care i-a ghidat și a găsit în ea acea cireșică și acel auz muzical. Eu sunt impresionat de Anastasia și familia lor, pentru că ei au mers așa pe Everest, adică la înălțime. Deci, și-au făcut rost de instrumente profesioniști, care au fost confecționat de către Nicolae Sava, care este basarabeanul nostru stabilit în România. Ceva lecții de caval, da? Domnul Nicolae Sava a fost și la noi în emisiune aici și ne-a ceva lecții la caval luate de la Cezar Cazanoi. Dar la câte instrumente poți să cânti? Știi să cânti? Chiar vreau să le enumeri. Pentru că îmi dau seama că nu e unul singur, două. Caval, fluier, ocarină, tilincă, saxofon. Și fluierul geamăn. Fluier îngemnat, 6. Așa, și încă fluier îngemnat. Foarte interesant. Trebuie să cunoști o abilitate, trebuie să cunoști ceva, o dibăcie, știi să cânti la aceste instrumente sau în momentul în care știi să apeși, uite, să pui degetul pe acea gaură, e ok, e suficient. Acum te întreb eu, pentru că eu nu știu la nimic să cânt, doar nici măcar cu vocea. Tot ce trebuie să știi cum să pui degetele. Mai departe, cânti cum dorești, cum vede sufletul. Și mai departe, tu ce vrei să faci? Mai departe vrei să dezvolți, uite, sau să continui împreună cu domnul Gheorghe Șova, să continui această frumoasă cercetare, căutare în instrumente, să mai adaugi un instrument, poate? În continuare mă gândesc să adaug naiuri, dar până când vă... Am încercat naiul, eu un canal, dar eu îi recomand cimpoiul, că cimpoieri în Moldova nu avem deloc. Adică... Și n-ați reușit să găsiți încă? Am. Eu am, dar sunt dintre cei care au vârsta de 83 de ani, au 75 de ani, nu mai sunt în scenă, dar... Am doi cimpoieri și am un meșter de cimpoaie, Grigore Sînchetru din Trebujeni, e unicul meșter de cimpoaie din Moldova. Frumos. Anastasia, dar vreau să te întreb, dar cum te împaci cu școala? Pentru că eu îmi dau seama că e una să cânti, să te dedici, dar mai ai și niște angajamente în calitate de elev, în calitate de încă adolescent. Cu școala la mine totul este bine, mă descurc, după școală plec la școala muzicală, până când încă n-am nicio probleme cu școala. Vreau să o întreb pe Anastasia, la ce urmează să ne cânte și ce anume? La ce instrument ai să ne cânti? Urmează să vă cânt o horă la fluier.